că aveți acolo copiii. Ok. Deci și eu sunt administrator. Da, da, exact. De asta, la rândul nostru, angajați-vă. Mască, bine? Bine, mulțumim. Bine. Să știți că de mâine o să fie nevoie de declarații dacă circulați după ora 22. Vă lăsăm aici un model. Face la 21, dar delivery numai. Sau eventual dacă vă sună și vă face comandă, dar până la 22, dacă sună și are comandă la dumneavoastră, vine până aici. Până la 22 nu mai poate. Și seara asta facem și o acțiune de prevenire. A fost o acțiune în primul rând și de verificare a respectării măsurilor de protecție sanitară prevăzute de legislația în vigoare pe starea de alertă și am găsit foarte multe persoane în spațiu public care nu purtau mască. Colegii le-au atras atenția, au fost avertizate aceste persoane și au primit măști de protecție din partea noastră. Iar cealaltă acțiune a vizat informarea cetățenilor cu privire la măsurile care trebuie respectate începând de mâine prin hotărârea de guvern 348, care face referire inclusiv la rata de incidență și tot ceea ce înseamnă respectarea legislației în vigoare pentru prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19. Aici oamenii erau cam de buzolați, nu prea știau cu atâtea modificări ce se întâmplă. O parte din colegii de la poliție, jandarmi și pompieri le-au oferit acele modele de declarații pe propria răspundere care au nevoie după ora 22, respectiv modelul adevărației de angajator. Le-am explicat prevederile legislative. Vom avea și în zilele următoare acțiuni de informare în acest sens și le vom aduce la cunoștință cetățenilor ce au de făcut și de respectat în această perioadă. Cei din Horeca, cei care fac delivery, ce au de știut începând de mâine? Deci în ceea ce privește municipiul Baia Mare, terasele vor funcționa pe exterior până la ora 22, începând după ora 22 pot face partea de livrare la domiciliu. Singurele unități administrative teritoriale care intră sub incidența de peste 4 cazuri la 1000 de locuitori sunt Mireșul Mare, respectiv Cernește. Acolo, în mod automat, partea de operatori agenții economici care lucrează în domeniul Horeca vor avea programul până la ora 18, iar circulația persoanelor este restricționată în cele două unități administrative teritoriale până la ora 20. Bineînțeles, după această oră pot face livrarea la domiciliu dacă în relația cu operatorii comunici care sunt autorizați în acest sens.